numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Ucenice, Părinte Decan și Paruh, Ucenice, Părinte Viorel, iubiți credincioși și iubiți credincioși care sunteți în legătură directă cu noi, cei din Catedrala din Iași, la această cateheză despre Sfânta Liturghie a 8-a și vom vedea îndată despre ce este vorba. Ca întotdeauna, deși am cântat deja cerând lumina și darurile Duhului Sfânt, suntem și în preajma Rusaliilor, noi creștinii catolici de rit latin, îl chemăm din nou în ajutor pe Duhul Sfânt ca să facă rodnică această cateheză, să ne ajute să pătrundem cât mai bine în taina Sfintei Liturghii pentru a beneficia din plin de roadele ei care sunt așa de multe, după cum vom vedea. Credincioșilor tăi, dă-ne, te rugăm, ca în același Duh să cunoaștem cele drepte și să ne bucurăm totdeauna de mângâierea Lui, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Suntem la partea a doua principală a Sfintei Liturghii, numită Liturgia Eucaristică, și în cadrul acestei părți principale am văzut în cateheza trecută momentul cel mai important din timpul Sfintei Liturghii, și anume prefacerea. Prefacere precedată de prima epicleză, adică de invocare a Tatălui Ceresc să-L trimită pe Duhul Sfânt asupra pâinii și vinului aduse la ofertor pe altar, ca să le transforme în trupul și sângele Lui Hristos. Aceasta este prima epicleză. Și toate acestea fac parte din cea mai frumoasă rugăciune din timpul Sfintei Liturghii, și dintre toate rugăciunile noastre, ea însăși numindu-se Eucharistică. Deci din partea a doua, numită Liturgia Eucharistică, face parte această rugăciune eucharistică, punctul ei culminant constituindu-l prefacerea. Dar ea continuă. Și continuăm și noi cateheza explicându-vă din ce constă mai departe această rugăciune minunată, puternică, numită eucharistică. Deci mergem mai departe cu explicarea și meditarea
rugăciunii eucaristice imediat după momentul prefacerii. Preotul spune așa, misterul credinței, și poporul răspunde, moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim până când vei veni. Totdeauna sunt spuse aceste cuvinte la toate sfintele liturghii și la toate canoanele așa numite, pentru că v-am spus altădată, sunt mai multe canoane, rugăciuni eucaristice, dar în esență toate au cam aceleași lucruri, exprimate în moduri diferite. La toate cele patru mai importante canoane, rugăciuni eucaristice, aceste cuvinte se păstrează exact. Misterul credinței, moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim până când vei veni. Urmează apoi așa numita anamneză, și vă voi explica ce înseamnă, și după aceea al doilea ofertoriu, dacă vreți principalul ofertoriu, adică ce-i oferim noi lui Dumnezeu. I-am oferit mai întâi pâinea și vinul, în cadrul prezentării darurilor. Dar ceea ce merită Dumnezeu să primească din mâinile noastre prin preot este mai mult decât pâinea și vinul. Pâinea și vinul care au fost transformate cu puterea Duhului Sfânt în trupul și sângele lui Hristos. De acestea, în rugăciunea eucaristică, preotul le oferă lui Dumnezeu și asta și spre sfințirea noastră. Continuă apoi rugăciunea eucaristică cu a doua epicleză, adică acea invocare a Tatălui să-L trimită pe Duhul Sfânt, de data aceasta ca să ne sfințească pe noi, cei care participăm la liturghie, și cei cu inima curată, spovediți, se împărtășesc cu trupul și sângele lui Hristos, ceilalți făcând împărtășanie spirituală. Urmează apoi rugăciunile de mijlocire sau invocațiile. Și rugăciunea eucaristică, vom vedea, se încheie cu marea doxologie, preamărire pe care o aducem Tatălui prin Fiul în Duhul Sfânt, și poporul răspunde scurt, dar cel mai important răspuns din partea poporului la Sfânta Liturghie, acel amin. Le luăm la rând pentru aprofundare. Mai întâi spuneam, preotul imediat după prefacere spune misterul credinței, o aclamație, la care poporul răspunde, moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim până când vei veni, adică până la sfârșitul veacurilor, până când se va celebra ultima sfântă liturghie pe fața Pământului. Dacă la momentul prefacerii tot poporul este chemat și singurul moment al liturghiei ca să stea în genunchi, imediat după prefacere, poporul poate să stea fie în genunchi, fie în picioare, până la Tatăl nostru, în cadrul acestei rugăciuni eucaristice. Aici la Iași am văzut că se stă în genunchi, și foarte bine, dar se poate sta și în picioare foarte bine. Vă voi explica, când voi termina aceste cateheze, într-o altă cateheză, însemnătatea mai în detaliu a tuturor gesturilor de la Sfânta Liturghie, inclusiv poziția corpului, în picioare, așezat, în genunchi, plecăciunea, în genunchiere și așa mai departe.
A sosit acum momentul cel mai potrivit pentru a folosi în cadrul Sfintei Liturghii cuvântul mister sau taină, misterul credinței. E momentul cel mai potrivit ca să folosească biserica prin gura preotului acest cuvânt de mister, de taină. Ce este un mister, o taină? Am învățat încă de mici la catehism că misterul este un adevăr de credință pe care mintea noastră, mărginită așa cum este ea, nu-l poate pătrunde și explica cu gura în cuvinte omenești, dar îl acceptăm pentru că ne-a fost așa revelat, descoperit de Dumnezeu. Din punct de vedere creștin, acest cuvânt, mister, determină un lucru vizibil care ascunde o realitate dumnezeiască invizibilă, pentru că realmente este un mister. Noi vedem mai departe cu ochii trupului pâinea și vinul, dar care în realitate ele, din momentul prefacerii, au devenit trupul și sângele lui Hristos. Este un lucru pe care nu-l putem explica în cuvintele noastre omenești, pătrunde cu adevărat cu mintea noastră, dar îl acceptăm și îl mărturisim. Că din momentul prefacerii, pâinea și vinul, chiar dacă rămân sub privirile noastre, sub gustul nostru, cei care se împărtășesc pâine și vin, credința ne spune, și aici e misterul, că din acel moment noi îl avem în mijlocul nostru pe Iisus însuși, care își reînnoiește jertfa de pe Calvar. Deci, într-adevăr, pâinea și vinul de pe altar ascund sub vălul lor o realitate uimitoare, trupul și sângele lui Hristos. Dar nu numai atât, este vorba despre Hristos care a murit și a înviat, de Hristos care va veni la sfârșitul veacurilor cu mărire și slavă. Și în același timp ne atrage și pe noi să ne trăim viața totdeauna în comuniune, în legătură cu El. Aceea spune, moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim până când vei veni. Acesta este misterul cel mare. Și preotul folosește la acest moment foarte potrivit cuvântul mister sau taină. De aceea noi ne adresăm cu toții lui Hristos acum în mod direct. Ne adresăm în mod direct spunând că moartea Ta, spunem acest, moartea Ta, nu altuia, moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim, până când Tu vei veni. Și plin de credință ne bucurăm de moartea și învierea lui Iisus pentru noi, pentru că asta înseamnă misterul mântuirii noastre, în favoarea noastră, Iisus a murit și a înviat, ca și noi să murim și să înviem, ceea ce am făcut în momentul botezului nostru, ceea ce suntem chemați să facem mereu în viață, mai ales atunci când ne spovedim. Murim pentru rău, pentru păcat și înviem la o viață nouă, mereu, mereu. Acest mister trebuie să fie prezent în viața noastră. Și ca să nu-l uităm, vedeți, biserica l-a plasat în acest moment cheie din timpul Sfintei Liturghii, ca să-l mărturisim. Moartea Ta o vestim, Doamne, învierea Ta o mărturisim, care este de fapt și moartea și învierea noastră. Adică este mântuirea noastră, este misterul mântuirii noastre. Mister numit Pascal. Misterul credinței este cele din urmă, este misterul Paștelui lui Hristos prezent aici și acum, adică în timpul Sfintei Liturghii. Puterea de atracție a Paștelui este așadar
în plină acțiune, la fiecare sfântă liturghie pe care un preot hirotonit valid o celebrează și la care credincioșii sunt invitați să ia parte. Deci vedem această aclamație, noi o spunem de multe ori, dar ce profunzime are misterul credinței și explicați moartea ta și învierea ta, misterul pascal. Mergem mai departe cu rugăciunea eucaristică. Imediat după aceea are loc în cadrul rugăciunii eucaristice acea numită anamneză. Este un termen teologic pe care vi-l voi explica imediat. Ceea ce exprimă poporul prin răspunsul la aclamația misterul credinței anticipează ceea ce preotul săvârșește imediat după aceea. Ce anume? Ultimele cuvinte ale lui Iisus asupra potirului au fost acestea: faceți aceasta în amintirea mea. Amintirea aceasta înseamnă anamneză. Dar să vedem ce fel de amintire. Nu este o simplă amintire, ne aducem aminte ce s-a întâmplat acum 2000 de ani. Cuvântul grecesc din centrul acestui text este acesta de anamneză, amintire, și face referință la o realitate bine imprimată în credința poporului ales, cu nume de memorial, memorialul morții și învierii Domnului. Cuvântul memorial exprimă foarte bine, nu o simplă amintire a unui eveniment, a evenimentului mântuirii noastre de acum 2000 de ani, ci actualizarea lui în momentul Sfintei Liturghii, în mijlocul poporului credincios. Acesta reprezintă o celebrare care comemorează un eveniment mântuitor din trecut, actualizându-i efectele în prezent. La Sfânta Liturghie se realizează acest memorial al morții și al învierii Domnului, astfel încât aceste evenimente din trecut sunt actualizate prin celebrarea cinei Domnului, a Sfintei Liturghii, adică. Să reținem că e important, că nu-i vorba de o simplă amintire, o povestire a unui eveniment, cum avem noi povești și amintim, sau un Ion Creangă. Nu e o amintire. Ion Creangă povestește multe lucruri din copilăria lui, le povestește, dar nu poate să le actualizeze. Liturghia actualizează ceea ce amintește, ceea ce povestește, dacă vreți să folosim și cuvântul acesta. Este actualizarea misterului mântuirii noastre. Cuvântul anamneză a fost folosit pentru a denumi această parte a rugăciunii eucaristice care urmează imediat după porunca Mântuitorului. Faceți aceasta în amintirea, anamneză, în amintirea mea. Celebrând așadar, ca să citesc din canonul liturghiei, canonul 2, celebrând așadar moartea și învierea Fiului tău, așa spune preotul în rugăciune, pentru că rugăciunea va împlini exact ceea ce Iisus a poruncit. Faceți aceasta în amintirea mea. Faceți și voi ceea ce am făcut eu acum. Adică Sfânta Liturghie. Trupul și sângele lui Iisus, sub chipul pâinii și al vinului. Atunci a înființat Iisus Sfânta Preoție, dând putere apostolilor la cina de taină să facă acest lucru, să celebreze liturghia, de-a lungul veacurilor, ei și urmașii lor până la sfârșitul lumii. Această parte începe de regulă cu adverbul așadar, așa spune preotul,
amintind așadar, anamneza, așadar, este un adverb, pentru că rugăciunea va împlini, cum spuneam, ceea ce Iisus a poruncit. Celebrarea memorialului nu este doar să reținem o amintire a ceea ce a făcut Iisus pentru noi, ci prin puterea Duhului Sfânt reprezintă actualizarea acum și aici a jertfei sale de pe Calvar, jertfă de iubire supremă. Astfel că atunci când preotul rostește, celebrând așadar moartea și învierea Fiului tău, de fapt el vrea să spună așa: privește, Tată Ceresc, noi săvârșim acum ceea ce ne-a poruncit Fiul tău la cina de taină și devenim prezenți la ceea ce a făcut El pentru noi. A murit și a înviat și s-a suit la dreapta ta pentru a mijloci pentru noi, ceea ce spunem în crez. Paștele reprezintă momentul maxim de dăruire și iubire a lui Hristos, Paște însemnând trecerea, Peșa, trecerea lui Iisus de la moarte la înviere. Și acest Paște îl actualizăm la fiecare sfântă liturghie și îl reprezintă momentul maxim de dăruire și de iubire a lui Hristos. Atunci ne-a oferit și ne-a spus totul, tot ce putea face Dumnezeu pentru reabilitarea noastră din păcatul în care am căzut prin protopărinții noștri și păcat care s-a înmulțit de-a lungul veacurilor în omenire. Dar că prin momentul, prin memorial, acel atunci devine acum. Iar noi nu suntem străini de ceea ce se întâmplă la Sfânta Liturghie, nu suntem niște simpli spectatori să vedem ce s-a întâmplat, să ne aducem aminte ce s-a petrecut acum 2000 de ani. Participăm activ la un eveniment care are loc efectiv, misterul pascal al lui Iisus. Săvârșind memorialul Paștelui, Hristos ne antrenează, putem spune, în acțiunea sa de dăruire. Suntem atrași în interiorul, în miezul evenimentului crucial pentru întreaga istorie a omenirii. Și de acolo îi oferim Tatălui lucrul cel mai prețios. Aici începe al doilea ofertoriu și principalul ofertoriu, oferindu-i Tatălui pe însuși Fiul Său, pâinea și vinul care acum sunt trupul și sângele lui Iisus Hristos. De aceea spune preotul într-una din rugăciunile eucharistice: îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Îți oferim, vedeți, ăsta e ofertorul adevărat. Jertfa vie și sfântă, pe Iisus însuși, sub chipul pâinii și al vinului, acestea le oferim lui Dumnezeu. Și odată cu ele ne oferim pe noi, comunitatea vie, biserica, noi care o formăm. Așadar, ce îi oferim Tatălui Ceresc? Pe Hristos și pe noi. Însăși comuniunea noastră cu jertfa lui Hristos, nu doar ceea ce a făcut Iisus pentru noi, ci chiar unirea noastră cu dăruirea de sine a Mântuitorului. Iată ce minunată ofertoriu! Cu adevărat suntem atrași în această acțiune mântuitoare a lui Hristos, ne încredințăm și noi, împreună cu El, Tatălui, pentru ca viața noastră să fie transformată, cum spune preotul în rugăciune, într-un prinos veșnic. Ce frumos exprimă această rugăciune realitățile care au loc în timpul Sfintei Liturghii. Prin rugăciunea eucharistică, așadar, nu se realizează doar consacrarea pâinii și vinului în trupul și sângele lui Iisus Hristos, ci se realizează în același timp
ci unirea noastră, unirea noastră cu evenimentul morții și învierii Domnului. Și această unire devine jertfa noastră, unită cu jertfa lui Iisus. Vedeți ce înțeles profund au cuvintele din cadrul rugăciunii eucharistice. Mergem mai departe. Epicleza, a doua epicleză, adică invocarea Tatălui ca să-L trimită pe Duhul Sfânt, ca prin puterea Lui, înainte de prefacere, pâinea și vinul să devină trupul și sângele lui Iisus, iar acum Duhul Sfânt să coboare pentru noi, adică să ne unească pe toți, să fim una cu Hristos spre lauda Tatălui veșnic, unirea noastră cu evenimentul morții și învierii Domnului. Această unire se realizează prin puterea Duhului Sfânt. Duh Sfânt care are un rol covârșitor în cadrul celebrării Sfintei Liturghii și în toată viața Bisericii. Suntem în preajma Rusaliilor, a coborârii Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este, cum am spune noi, sufletul Bisericii. Nu putem vorbi de biserică, nu putem vorbi de un sacrament sau altul, cum este în cazul de față sacramentul Eucharistiei sau al Sfintei Liturghii, fără Duhul Sfânt. Cu puterea Lui Hristos vine sub chipul pâinii și al vinului. Cu puterea Lui noi devenim una în Hristos, se realizează acea unitate, acea comuniune, biserica. Asta e biserica, comuniunea celor care cred. Deci aceasta este epicleza, să-i spunem, a unității. Atracția jertfei pascale a Domnului nu ne unește doar cu Hristos, ci creează o comuniune și între noi. Preotul spune așa, te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt. Dacă am fi să ne oprim la fiecare cuvințel, e important. Te rugăm, Doamne, Tată Ceresc, să cu umilință te rugăm să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos. De această dată, Duhul Sfânt este invocat, repet, nu pentru a transforma darurile, pâinea și vinul, în trupul și sângele lui Iisus, ci pentru a ne transforma pe noi, cei care le vom primi în momentul împărtășaniei. Dar în ce ne transformă Duhul Sfânt? Ne răspunde chiar rugăciunea Bisericii mai departe. Să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Un singur trup și un singur suflet. Rodul împărtășirii noastre cu Hristos este împărtășirea fraternă dintre toți creștinii. Iubirea care ne unește cu Domnul creează și comuniunea dintre mădularele trupului mistic al lui Hristos, adică biserica, realizează, cu alte cuvinte, unitatea bisericii. Puterea de atracție a misterului pascal ne oferă antidotul la dezbinare. Antidotul la dezbinare. Această putere de atracție a misterului pascal. Antidotul la dezbinare care nu încetează să rănească comunitatea sau comuniunea dintre noi. Și tot ceea ce realizăm pentru ca unitatea dintre creștini să devină o realitate vizibilă, devine lucrare a Duhului Sfânt. Nu se va realiza niciodată unitatea între creștini pe care o dorim și pentru care ne rugăm în fiecare an, în special în Săptămâna Mondială de Rugăciune, în ianuarie, în alte țări, în luna mai. Nu se va realiza niciodată unitatea în urma dezbinării, fărâmițării bisericii, fără Duhul Sfânt.
El este liantul, pe El îl chemăm la fiecare Sfântă Liturghie. Ca noi, cei care participăm la liturghie, să formăm unitatea în jurul lui Hristos și în același timp ne rugăm ca toți cei care cred în Hristos de pe fața Pământului să nu mai fie dezbinați, să fie uniți. Sfântul Augustin spunea așa de frumos, îl citez, aceasta este jertfa creștinilor. Noi, fiind mulți, formăm un singur trup în Hristos. După această a doua epicleză, invocare a Tatălui ca să-L trimită pe Duhul Sfânt, ca să ne unească, să formăm biserica, urmează în rugăciunea eucaristică așa numitele mijlociri sau invocații, rugăciuni de mijlocire, de invocare a lui Dumnezeu, de data aceasta pentru noi, pentru toți. Vom vedea imediat. Hristos vine pe altar și ni se prezintă ca mântuitor, ca mântuitor nu doar pentru o elită, pentru câțiva, pentru cei care eventual sunt în biserică, ci mântuirea care au adus El este universală și preotul se roagă în cadrul rugăciunii eucaristice pentru toți, absolut. Iisus este mântuitorul tuturor oamenilor și al întregului univers. Cel înviat, Hristos îi atrage pe toți la sine. Mai mult, întreaga realitate creată este antrenată într-o tainică îndreptare spre Domnul. Citesc din prima scrisoare a Sfântului Paul către Corinteni, capitolul 15, versetul 28. Iar când toate îi vor fi supuse, atunci și El, Fiul, se va supune Celui care i-a supus Lui toate, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Ce profund, dar frumos se exprimă Sfântul Paul în acest text din prima scrisoare către Corinteni. Iată de ce imediat după ce am celebrat memorialul morții și învierii Domnului, biserica invocă de la cine? De la Tatăl Ceresc. Ce invocă? Roadele jertfei pascale a lui Iisus pentru toți cei care îl caută cu inimă curată. Aceste invocații sunt numite și mijlociri, adică rugăciuni prin care adunarea liturgică îi cere lui Dumnezeu Tatăl să-și amintească de biserica răspândită pe întregul pământ, să-și amintească de întreaga lume. Adu-ți aminte, spune preotul, adu-ți aminte, Doamne. Când Dumnezeu își aduce aminte, își amintește, El de fapt înfăptuiește, căci memoria sa este veșnicul prezent al iubirii divine, iar fiecare dintre noi este rodul unui gând de iubire al lui Dumnezeu, spunea Papa, ex-papa, acum Benedict al XVI-lea, mare teolog al bisericii, fiecare dintre noi, spune el, este rodul unui gând de iubire al lui Dumnezeu. Nimeni nu este exclus de la Dumnezeu. Pe toți Dumnezeu îi vrea să fie ai Săi. Rugăciunile eucaristice, 1, 2, 3, 4, cele mai importante pe care le avem și noi în liturghie, cartea aceea groasă care o vedeți la fiecare sfântă liturghie, au diferite modalități de a exprima aceste mijlociri, aceste aclamații, aceste cereri de binecuvântare din partea lui Dumnezeu asupra întregului neam omenesc, asupra întregii creații. De fapt, sunt exprimări diferite ale aceleiași dorințe. Puterea mântuitoare a misterului pascal să fie extinsă asupra tuturor. Unul dintre lucrurile pe care le observăm la toate aceste mijlociri este menționarea unor nume.
Mai întâi sunt menționați sfinții din paradis, Biserica Triumfătoare. Biserica are aceste trei faze. Biserica Triumfătoare este cea din ceruri. Noi, cei de pe pământ, suntem Biserica Luptătoare, că avem de luptat ca să ajungem în Biserica Triumfătoare. Iar cei din purgator, cum numim noi locul de purificare, a celor care nu sunt pe deplin purificați, curați, ca să meargă direct în cer, îi spunem purgator, de la acest purgarea, purifica, ei formează Biserica Suferitoare, care suferă și așteaptă. Dar sunt siguri ei de mântuirea veșnică, că vor ajunge în Biserica Triumfătoare. Ei, în aceste mijlociri sunt menționate câteva nume. Mai întâi, sfinții din paradis, cei din Biserica Triumfătoare. Și aici este amintită, în primul rând, Sfânta, Preasfânta Fecioară Maria, apoi Sfântul Iosif, soțul ei feciorelnic și tatăl purtător de grijă al lui Iisus Hristos, sunt pomeniți sfinții sărbătoriți în ziua respectivă a comemorărilor. În cadrul unui canon se pot adăuga și sfinții sau sfântul sărbătorit în ziua respectivă. Prin menționarea lor, numirea lor, ni se dezvăluie taina la care suntem părtași. Suntem în comuniune cu sfinții. Acel adevăr pe care de altfel îl mărturisim în crez, cred în împărtășirea sfinților. Iată la Sfânta Liturghie ce frumos este evidențiat acest lucru. Când în cadrul canonului liturghiei, în cadrul rugăciunii eucaristice, sunt numiți mai întâi cei din Biserica Triumfătoare, Maica Domnului, Sfântul Iosif, sfinții din ceruri, care sunt ocrotitorii noștri. Apoi sunt numiți Sfântul Părinte Papa și Episcopul locului. De ce este numit Papa și de ce este numit Episcopul la fiecare Sfântă Liturghie? Ca să ne aducem aminte că Biserica este universală, iar Papa este în fruntea Bisericii Universale, urmașul lui Petru, capul vizibil al Bisericii. Episcopul, care este în subordine, ca să mă exprim așa, să mă înțelege, în subordinea Papei, sfințit sau numit de Papa, este numit la fiecare Sfântă Liturghie ca să ne amintim că în fruntea unei dieceze se află el ca păstor, episcop. Și comunitatea este chemată să se roage și pentru Papa și pentru episcopul propriu. Sunt amintiți apoi toți oamenii, chiar și cei care nu sunt creștini sau care refuză să creadă în Hristos. Și ei sunt numiți la Sfânta Liturghie, în cadrul canonului. Ei sunt numiți așa ca fiii risipiți pretutindeni. Deci, toți sunt numiți, toți oamenii, toți sunt copiii lui Dumnezeu. Și încredințăm la Sfânta Liturghie prin glasul preotului, încredințăm Tatălui cel milostiv, având speranța că puterea de atracție a iubirii lui Hristos va fi roditoare și în viețile lor, a celor necredincioși, a celor care trăiesc departe de Dumnezeu sau care îl refuză pe Dumnezeu, să le dea Domnul cel milostiv harul convertirii. Apoi îi numim și pe oamenii care au plecat dintre noi la Tatăl, adică pe răposați. Vedeți legătura aceasta între toți membrii Bisericii lui Hristos, cei din ceruri, cei de pe pământ, cei răposați care sunt în purgator, răposații noștri, frații noștri răposați, așa spune preotul. Și aici îi amintim și pe cei necreștini, că spune preotul în rugăciune, toți drepții care au trecut din această lume, chiar dacă nu sunt creștini. Ce vin are unul că nu s-a născut creștin catolic sau știu eu de altă confesiune?
sau că s-a născut budist sau musulman sau altceva, într-o altă religie, necreștini. Toți sunt numiți, că spune așa în canon, toți drepții care au trecut din această lume. Dacă unul trăiește corect viața în religia în care trăiește el, necunoscând care este adevărata credință, religie, dar trăiește conform adevărului, în iubire și așa mai departe, el este ca un om drept. Și biserica, vedeți, biserica noastră pomenește și pe ei la Sfânta Liturghie. Toți drepții care au trecut din această lume, să aibă milă Tatăl, să-i cuprindă cu milostivirea sa. Uneori sunt pronunțate chiar numele proprii ale unor răposați pentru care se celebrează Sfânta Liturghie, în mod special cum este la rugăciunea, la liturghia celebrată pentru, în cadrul înmormântării. Este amintit și posibilitatea acolo în canon, în această rugăciune eucharistică, să fie pomenit și spus clar și numele răposatului pentru care se celebrează liturghia de înmormântare, să dăm exemplu. Dar și în alte împrejurări, dacă e o liturghie mai specială, celebrată la, spunem, la 7 ani de la mormântare cuiva și cineva cere acest lucru și liturghia este aplicată pentru odihna veșnică a răposatului respectiv, în cadrul liturghiei poate fi numit, amintit, spus și numele răposatului sau răposaților respectivi. Acești răposați sunt purificați și atrași mereu mai mult spre Dumnezeu pentru a se putea bucura pe deplin de vederea feței sale. Așadar, vedeți aceste rugăciuni ce importante sunt, rugăciunile acestea de mijlocire. Preotul îi amintește pe toți. Și ajungem acum la partea finală a rugăciunii eucaristice, numită doxologia. Avem doxologia mică și doxologia mare. Doxologia mică este atunci când spunem de atâtea ori și în cadrul rozarului și în alte împrejurări, slavă Tatălui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Aceasta este doxologia mică, adică lauda, preamărirea pe care noi aducem și Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum, la Sfânta Liturghie, avem de-a face cu doxologia solemnă, mare, când preotul, ridicând, și ați observat în mâinile sale, trupul și sângele lui Hristos și ridicând privirea spre cerul, spune, prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată Totputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Exact ce spunem la doxologia mică, dar aici dezvoltată. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Sfânta Treime, prezentă în toate celebrările noastre și în toată Sfânta Liturghie. Aici, în doxologia mare, este evidențiată așa de frumos. Singurul motiv pentru care Hristos vrea să ne atragă pe toți la sine este iubirea Tatălui Ceresc. El nu ne seduce. Am auzit cuvântul acesta, seduce, adică a atrage la sine. Asta înseamnă a seduce pe cineva, a atrage la tine. Iisus aici ne conduce, ne duce la Tatăl, cu mintea, cu inima, cu preamărirea noastră, ne conduce la Tatăl. De fapt, Iisus Hristos ne îndreaptă mereu către Tatăl Său. Dacă citim Sfintele Evanghelii, remarcăm așa de ușor acest lucru, mereu trimiterea la Tatăl, conducerea la Tatăl. De aceea a venit pe pământ, ca frate al nostru, fratele mai mare, cum citim în Sfintele, în scrisorile Noului Testament. El a venit ca să ne ducă la Tatăl, să ne dezvăluie pe Tatăl,
să ne învețe să trăim în unire cu Tatăl, așa cum El cu Tatăl este una în Duhul Sfânt. Iisus, așadar, ne îndreaptă mereu către Tatăl Său, vrea să ne atragă în urcarea Sa la Tatăl, cum spunem, citim în Evanghelia după Sfântul Ioan, capitolul 20, versetul 17, mă urc la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Dar singura cale pentru a ajunge la Tatăl este El. N-avem o cale mai sigură, o scară mai sigură pentru a ajunge la Tatăl decât El. Chiar ne spune, Eu sunt calea, adevărul și viața. El este calea prin care putem ajunge sigur la Tatăl Ceresc. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos ajungem la Tatăl și dăm slavă, preamărire. La Sfânta Liturghie suntem atrași către Hristos pentru ca El să ne conducă la Tatăl și împreună cu El să-i aducem Tatălui toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Am ajuns așadar aici la ultimul moment al rugăciunii eucharistice, doxologia, rugăciunea adică de laudă, de preamărire a lui Dumnezeu Tatăl. De fapt, toată liturghia este o rugăciune de laudă, de preamărire. Aici este punctul care ne atrage atenția în mod deosebit, ca să nu uităm ce este Sfânta Liturghie. Rugăciune de laudă și de preamărire a lui Dumnezeu Tatăl. Când rostește sau cântă această aclamație de preamărire, ați văzut cum preotul o ridică către Tatăl Ceresc. Trupul și sângele lui Hristos. Cuvintele și gestul acestui solemn moment din timpul Sfintei Liturghii ne transmit nouă esența Sfintei Liturghii. Ne amintesc ce înseamnă, ce mare valoare are Sfânta Liturghie și de ce vă spuneam că această rugăciune eucharistică este cea mai frumoasă rugăciune pe care o putem noi ridica de pe fața Pământului lui Dumnezeu, pentru că o facem cu Hristos, prin Hristos, în Hristos. Și Tatăl Ceresc nu poate să refuze o atare rugăciune. Deci esența Sfintei Liturghii, trupul și sângele Domnului, care sunt oferite Tatălui împreună cu ofranda vieților noastre pentru a-L preamări, pentru a ne mântui. În finalul acestei doxologii, credincioșii răspund cu aclamația Amin. Și am anticipat eu la altă cateheză că este cel mai important răspuns pe care credincioșii îl dau în timpul Sfintei Liturghii. Cel mai important, e cel mai scurt, dar cel mai important, acest amin, de multe ori nici nu-l băgăm în seamă, nici nu știm cum să facem noi preoții ca să vă facem mai atenți când participați la liturghie, să spuneți acest amin din toată inima. Noi am încercat în diferite melodii pe care le-am pus și cu repetarea acestui cuvânt și poate ați sesizat la liturghiile solemne, când se folosesc aceste melodii, anume insistând asupra acestui cuvânt amin, adică așa să fie, suntem de acord, suntem în asentiment, că liturghia este o laudă adusă Tatălui prin Hristos, în Hristos și puterea Duhului Sfânt. Amin, așa să fie. Poate ați sesizat cum frații noștri protestanți se roagă în adunările lor liber, și în timp ce acela care se roagă liber, așa cum simte el, interesantă această rugăciune a lor, cei care sunt prezenți mereu spun amin, 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 adică așa să fie. Ei, aici spunem noi la liturghie cea mai frumoasă rugăciune, spunem acest amin care este de o putere extraordinară ca participarea noastră la Sfânta Liturghie, acest amin. Am urmărit cu atenție întreaga rugăciune eucharistică
și l-am văzut pe Hristos cu ochii credinței, conducându-ne rugăciunea, ajunsă la acest punct final cu răspunsul nostru, amin. L-am urmat pe Hristos făcând memorialul morții și învierii sale și ajungem prin El și cu El înaintea feței Tatălui, înainte a tot ceea ce a făcut Hristos pentru noi prin rugăciunea eucaristică, simțim acum nevoia să aclamăm, amin, așa să fie. Nu este așadar doar un răspuns, un simplu răspuns la rugăciunea, la invocarea preotului. Nu este un simplu răspuns la această doxologie finală, ci este un răspuns la întreaga rugăciune eucaristică. Cea mai frumoasă din, pe care o putem ridica noi spre ceruri. Deci răspuns nu doar la prin Hristos cu Hristos, la acea doxologie, este și la acea doxologie, dar este răspunsul nostru la tot ceea ce s-a spus în rugăciunea eucaristică. Este sentimentul nostru, participarea noastră la Sfânta Liturghie. Este cel mai important, repet, amin din întreagă Sfântă Liturghie, pentru că include toate celelalte aclamații de acest tip. Sfântul Augustin spunea aceste cuvinte: a spune amin înseamnă a-și da propria semnătură. Cum dai pe un act, dacă nu-i semnat, n-are valoare. Nu am asistat așadar la Sfânta Liturghie, asta vrea să spun acest amin. N-am participat la Sfânta Liturghie ca simpli spectatori, la toată rugăciunea eucaristică în special, ci ne-am dat semnătura propriei credințe. Acest amin, vedeți ce mult înseamnă acest amin? Acest amin este sigiliul pus pe comoara cea mai de preț a creștinilor, Sfânta Liturghie, sigiliu. Trupul și sângele Domnului care se jertfește pentru noi, ca noi să avem viață prin El, punem sigiliu, dăm semnătură cu acest amin. De aceea vă rog să fiți atenți când îl spuneți, să fiți atenți ca să-l spuneți din toată inima. Chiar atunci când este rostit și nu cântat. Nu mai spun atunci când este cântat. Cea mai mare comoară, Sfânta Liturghie. Cred că ați văzut broșura, ați întâlnit-o, mulți probabil o și aveți în casă, așa se cheamă cărțulia aceasta, cea mai mare comoară, adică Sfânta Liturghie. Și acolo sunt explicate multe lucruri. Cei care nu o aveți, vă îndemn să vă procurați și să citiți deseori. Pentru că Sfânta Liturghie este lucrul cel mai scump pe care îl avem noi pe fața Pământului. O să deschidem îndată și librăria noastră ca să vă puteți procura, între altele, și această carte. Și cei care o aveți, puteți să o împrumutați și la prietenii dumneavoastră. Pentru că eu v-am explicat și vă explic în aceste cateheze Sfânta Liturghie, dar sunt atât de multe lucruri de spus despre Sfânta Liturghie, cu efectele ei. Aveți în această broșură exemple, pilde, care scot în evidență cât de importantă este liturghia și ce efecte benefice are ea pentru viața noastră pământească și pentru veșnicia noastră. Câteva întrebări pe care vă sugerez să le puneți pentru a aprofunda meditația noastră personală. O primă întrebare: cum mă las atras de Hristos prin cuvintele și gesturile rugăciunii eucaristice? Că v-am spus, trebuie să urmărim mereu gesturile, toate au importanță, cuvintele, gesturile, toate au importanță. Nu face preotul nimic în plus acolo și nefolositor. Cum mă las eu atras de aceste cuvinte și gesturi din cadrul rugăciunii eucaristice? Altă întrebare: ce înseamnă pentru mine a mă uni cu moartea și învierea Domnului? Este esențial pentru noi să ne unim cu moartea și învierea Domnului, ceea ce spunem, moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim. Ce înseamnă pentru mine
să mă unesc cu moartea și învierea Domnului. Altă întrebare, ce nume aș adăuga eu la acele mijlociri? Am spus, sunt pomenite mai multe nume, ce nume aș mai adăuga eu când particip la Sfânta Liturghie la acele mijlociri? Și o ultimă întrebare, cum reușesc să trăiesc eu marele amin în viața cotidiană? Pentru că e important, liturghia nu se termină când am ieșit din biserică, într-un fel se termină. Ea de fapt începe după ce plecăm afară pe ușa bisericii și intrăm în ritmul vieții noastre, că suntem chemați, participând la liturghie, să o trăim în viața noastră. Cum reușesc să trăiesc acest mare amin în viața de fiecare zi? Vă mulțumesc pentru atenția cu care ați urmărit această cateheză și invoc acum binecuvântarea lui Dumnezeu asupra tuturor. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în viață. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Cateheza s-a încheiat, mergeți și trăiți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu.